Salut, berbeci! Voi face etalarea pentru perioada '24 30 ianuarie. La horoscop veți găsi 24-31 ianuarie, fiindcă sunt în mare aceleași configurații. Important este de data aceasta trigonul, deci unghi de 120 de grade format de Venus cu Uranus, valorificat în Jupiter. Deci Jupiter fiind destul de puternic, dar și Venus în Capricorn, avem șansa rezolvării dorințelor, să zicem, de aventură, de nonconformism, prin calm, înțelepciune. Fiecare în casa unde se află Jupiter. Pentru voi este casa 12-a perveci. De obicei nu prea are mare importanță această împărțire a cărților ce se află la baza pachetului. Preocupare legată de casă. Deci, investiții în casa voastră, vă preocupă acest lucru? O casă nouă sau chiar să modernizați ceva, să faceți ceva legat de casă. Cam asta ar fi săptămâna viitoare pentru voi important. Vom vedea tot la fel de toate domeniile de viață care vă implică. Și am zis că le pun din prima așa. Deci, să începem cu cele de sus. Voi sunteți preocupați să vi se facă dreptate în ceva sau sunteți destul de energici, aveți un prinț de spade. El reprezintă de obicei gemenii, dar s-ar părea că sunteți destul de vijelios, vreți neapărat să faceți ceva, aveți această energie a prințului de spade. Este o energie a unui luptător, ceea ce se potrivește și cu berbecul, a unui războinic care își dorește neapărat să-și atingă niște scopuri, să obțină ceva. Este atitudinea voastră. Creativitatea voastră s-ar părea că va duce o pierdere. O asociere, un contract, poate mai vechi, ceva care va duce o pierdere. Acest paj de monede și-a dorit poate ceva foarte mult. De obicei spunem bani, și această asociere chiar va duce o pierdere. Poate să fie legat de creativitate, de jocuri, tendința de a juca sau de o iubire, de un copil. Este totuși o casă a fericirii. Am zice că este ceva care vă făcea fericit, vă aducea o plăcere, vă satisfăcea cu ceva. Fie că este o iubire, fie că este vorba de un copil, de educația lui,
sau jocuri, sau o creativitate, undeva un hobby, poate să fie și un hobby, poate, eu știu, vreți să sunteți colecționar de ceva și vreți să obțineți ceva neapărat și atunci s-ar putea să aveți și o pierdere. Și totuși, legat de cunoașterea voastră, de studiile pe care poate le faceți, fiecare om nu vrea să cunoască anumite lucruri, vrea să acumuleze mai multe cunoaștere, cunoaștere spirituală, cunoaștere de sine, va duce o ceartă sau poate să fie legat de o călătorie lungă, să faceți o călătorie lungă săptămâna viitoare și această călătorie se va duce o ceartă, adică să spuneți, eu știu, celor cu care călătoriți, cam tot ce aveți de spus. Și nu este un moment prea fericit, am zice că singurul sfat al acestei arcane este să încercați să nu vă răzbunați. Astfel încât această ceartă este un fel, știți, în alte cărți de tarot, acestea sunt clasice, să zicem, dar altele reprezintă furiile. Deci e un fel de furie. Spuneți tot ce aveți de spus, vi se spune, dar și încercați să nu vă răzbunați pentru a spera ca totuși să mergeți mai departe. Aici vorbim de resursele voastre, resursele personale, munca, banii și sănătatea poate să intre aici, locul de muncă, cariera. Deci, la lucru, deci resursele voastre s-ar părea că au totuși niște blocaje, au ceva. Dar puteți să depășiți aceste blocaje. Dacă vă concentrați, aveți cam tot ce vă trebuie pentru a depăși aceste blocaje cu șaptele de bâte. Deci aveți energia necesară pentru a depăși acest blocaj legat de resurse, de bunuri materiale. În schimb, la locul de muncă, și sănătatea voastră, de multe ori sănătatea depinde și de eforturile pe care le face în locul de muncă, luați o schimbare. O schimbare care este un fel de talisman al norocului, lumea. Această schimbare nu va duce nimic rău. Ați schimbat, vă schimbați în idei, în gândire, în energie, în vitalitate, dar și în creativitate, în relații, în sentimente. Este o schimbare profundă care depinde numai de voința voastră. Dă un aspect foarte benefic această schimbare importantă pentru voi. Deci, la locul de muncă va fi destul de bine și legat de sănătate. Aveți acea energie de care aveți nevoie. În schimb, în carieră, care putem să legăm că fiecare în carieră nu îl interesează și rezultatul banii, rezultatul bunurile, resursele. Aici primiți o veste, un prinț de bâte, este un săgetător, poate fi vorba de o persoană tânără, săgetător, care vă aduce, vă comunică ceva, vă aduce o veste. Săgetătorul, atât în bine cât și în rău, muncește ogorul, deci el poate să vă aducă această veste, poate să fie foarte bună, poate să fie nu chiar foarte bună. Dar cert este că primiți o veste, poate legat de cursuri, de perfecționare, de salariu, de ceva va aduce această veste. Comunicarea voastră. În comunicarea voastră s-ar părea că aveți o regină de monede. O femeie în vârstă, o femeie care se descurcă cu banii, ea nu strânge averi pentru ea, dar puteți să apelați la ea întotdeauna pentru a vă susține cu bani, pentru a vă ajuta. Am zice că este o persoană pentru unii dintre voi în vârstă sau o bunică, o mamă, o soră, o mătușă, cineva la care apelați în situații de urgență, ei bine, această comunicare a voastră este mai mult legată de resurse, de bani.
Deci putem să ne gândim că aveți o comunicare și cu cei din jur, în care discuția importantă este centrată, să zicem, pe bani și cu vecinii și cu veri, verișori, frați, surori. Această discuție este cam centrată pe bani. Contractele voastre s-ar părea că implică o distracție, o petrecere, sau arătați o bucurie. Este treiul de cupe. Deci, o asociere pentru unii poate să fie o distracție, eu știu, legată de o sărbătoare, de ceva, sărbătoriți ceva. Poate fi o sărbătoare legată de un contract, de o asociere, de un proces, de o schimbare. Și așa cum am spus, vedeți, pentru voi implică casa 12-a și casa carierei pentru berbeci. Și rezolvarea va fi în casa 12-a, dar și banii voștri. Deci cariera, banii și casa 12-a. Să sperăm că aveți o veste bună care este legată de resurse. În schimb, relația voastră este cu o persoană din trecut. S-ar părea că vă veți întâlni prieteni, colegi din trecut. Fie că ați lucrat cândva cu ei, acum îi reîntâlniți după o anumită perioadă de timp. Deci vă simțiți bine, cu alte cuvinte, vă întâlniți cu prieteni din trecut. Protectori din trecut, persoane care vă leagă prin amintiri, deci este o revedere plăcută, am zice. Vorbim de familie, de cămin. Aici aveți o creativitate, așa cum ați văzut și la baza pachetului, aveți acea preocupare de cămin, să schimbați ceva, să faceți ceva în casă, să modernizați ceva. Aveți aici, fiindcă nu putem spune că o să cumpărați de fiecare dată când apare 4 de bâte, nu? Puteți cumpăra ceva sau vă interesează sau primiți o comandă mai veche, ceva care e legat de casă și este o investiție în casă. Aici aveți un 3 de monede. Asta faceți, creați. În familie, în cămin, în relația cu ceilalți, voi sunteți creativi, creați ceva. Ceilalți vă admiră creația voastră, dar pentru a obține resurse din această creație, trebuie să conduceți totul genial. Deci o conducere genială a acestei creativități pe care o începeți voi, legată de cămin, de casă, de relația cu părinții, de trecut, de tradiții, trebuie condusă genial. În ceea ce privește schimbările, ce schimbare va aduce această pași de bâte? Dorință de noutate. Deci, pajul de bâte, ne gândim și la berbec, poate chiar să vă reprezinte pe voi berbecii, fiindcă este o zodie de foc, nu? Dar, în primul rând, este o persoană tânără. O persoană care vrea ceva, vrea să fie o noutate la lucru, să se schimbe ceva, să se transforme și este în casa într-adevăr a schimbărilor, a transformărilor. Vă doriți noutăți, vă doriți poate o călătorie, ceva care să schimbe, deci să schimbe monotonia de la locul de muncă. Cam asta este această pași de bâte. Și totul este printr-o schimbare, o transformare. Poate să fie și un aspect cam neplăcut aici, acela de voi vă doriți aceste noutăți, călătorii, relații noi, cunoștințe noi, prieteni noi, dar cei din jur, adică s-ar putea să încerce să profite de pe urma muncii voastre. Și următoarea este legată de o casă karmică, a 12-a, unde avem pe Jupiter, unde aveți acest as de bâte, deci clar va duce o
energie nouă, decizii noi, hotărâri noi, prietenii noi, călătorii noi, ceva nou acasă, o schimbare, deci o energie nouă care vă susține, vă ajută foarte mult această energie a asului de pâte într-o casă a sănătății, dar și o casă unde aveți sacrificii. Poate că acum deja vreți să impuneți această energie nouă. Eu vă doresc o săptămână frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest videoclip.